Salutare, oameni buni! Pentru astăzi vă propun biletul pentru ziua de 6 iunie. Ziua. Biletul de ieri a fost unul câștigător, am avut o cotă de 2,60 pe biletul de ieri. Pariat pe Corey Goff să câștige cu minus 3,5 handicap, Alexander Zverev să câștige și Echeverry să-l bată pe Nishio Kawai și o să joc din tenis. Sunt sferturi, sunt meciuri foarte tari. Voi paria la Carlos Alcaraz cu Tsitsipas. Alcaraz a fost, știm cu toții, probabil știți, numărul 1 mondial, cel mai spectaculos jucător în momentul de față, cu un joc remarcabil pe scurt. Deja are două turnee Masters câștigate, Barcelona și Madrid. Cred că vom vedea aici o dominație a lui Alcaraz în cele patru meciuri întâlniri directe. L-a bătut Alcaraz de fiecare dată. Odată a luat Tsitsipas set în 2021 la US Open, a luat două seturi. Cele patru a pierdut set doar cu Taron Daniel. Alcaraz va domina, dar nu va fi foarte departe nici Tsitsipas. Cred că vor fi seturi destul de strânse, dar undeva două seturi în plus. Văd un edge, un mic avantaj pentru Alcaraz, care are o explozie superioară și pur și simplu pe scură este mai bun. Rest, Alcaraz l-a bătut 2-1 la Barcelona anul ăsta și anul trecut și la Barcelona și anul ăsta cu 2-0. Voi merge pe Alcaraz că va câștiga, dar am zis să joc și un pariu pe... Am jucat Alcaraz câștigă cu minus 1,5 seturi. Handicap seturi minus 1,5, adică să bată la două seturi diferente. Apoi voi juca din turneul fetelor. Carolina Mukova cu Pavlichenkova. Mukova asta e o jucătoare din Cehia foarte bună, foarte exactă, cu un stil foarte curat de joc, are acea școală a cehilor de tenis. Pavlichenkova este o jucătoare destul de în vârstă, a avut un an 2022 aproape deloc n-a jucat. Acum și-a revenit cu greu și iată a ajuns până aici în sferturi, deci este deja un rezultat foarte mare pentru ea. A avut meciuri grele Anastasia Pavlichenkova, a pierdut set cu Samsonova, cu Pavlichenkova și cu Elise Mertens, a pierdut seturi acolo meciul. Eu zic că Mukova va lua un set, o să joc pe Mukova minim un set la 1,25. Iar meciul 3 voi juca la meciul între Elina Svitolina și Zabalenka. Elina Svitolina m-a scos duminică. Svitolina a jucat remarcabil, într-adevăr, de la revenirea. Ușor, ușor a încercat să revină după ce născuse și, na, condiția fizică nu era cea mai bună. A avut un turneu câștigat înainte de Roland Garros și aici a câștigat 4 meciuri. Este deja o performanță mare. Eu zic că Zabalenka totuși e de un alt calibru, este o jucătoare foarte puternică. Svitolina a pierdut seturi și cu Blinkova și cu Hunter, dar și-a pierdut serviciul de 5 ori, deci destul de slab. Nici Zabalenka nu e cea mai sigură jucătoare. N-a pierdut niciun set, dar meciul cu Stevens a avut 5-0 și a revenit Stevens până la 5-5. Cred că Zabalenka va face break-uri și am jucat-o pe Zabalenka să câștige cu handicap game-uri. Zabalenka cu minus 3,5 la 1,42. Astfel, biletul meu are cotă 2,52. Avem Alcaraz cu minus 1,5 seturi, Zabalenka cu minus 3,5 game-uri, pentru că asta ne acoperă și o eventuală victorie în două seturi, poate să iasă handicapul, dar și în trei seturi, dacă cumva e un set strâns 7-6 Svitolina, celelalte două să le câștige Zabalenka 6-3-6-4 și atunci avem pariul acesta câștigător. Și Carolina Mukova să ia un set. Asta e biletul cotă 252. Dacă vă inspirați din el, hai să avem baftă.